Hotărâre privind numirea doamnei Gilia Claudia în funcția de prefect al județului Dâmbovița. Având în vedere prevederea articolului 250 aliniatul 1 și ale articolului 251 aliniatul 1, 2, 2 indice 1 și 2 indice 3 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul articolului 108 din Constituția României Republicate, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. Doamna Gilia Claudia se numește în funcția de prefect al județului Dâmbovița. Semnează prim-ministru Nicolae Ionel Ciucă, contrasemnează ministrul afacerilor interne Lucian Nicolae Bode. Hotărârea are numărul 116 din 27 ianuarie. Doamnă prefect, vă rog. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce acestă în puterile și priceperea mea pentru binele lucrurilor județului Dâmbovița. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mesajul ministrului afacerilor interne, domnul Lucian Bode, cu ocazia ceremoniei de investire în funcție de prefect și subprefect. Stimați colegi, instituția prefectului nu este o noțiune abstractă. De astăzi înainte, fiecare dintre dumneavoastră, prin activitatea desfășurată, trebuie să demonstrați că instituția prefectului este o instituție puternică, aflată în slujba cetățenilor, aproape de oameni și de problemele lor, cu soluții și mereu pregătită să intervină în ajutorul comunităților. Ziua de azi este una importantă pentru fiecare dintre dumneavoastră, pentru că ați fost investiți cu o responsabilitate, nu cu o funcție. Vă îndemn să onorați cu multă pricepere și dăruire această funcție de demnitate publică, pentru că sunteți interfața Guvernului în relația cu cetățeanul. Fiți vigilenți și tratați cu maximă responsabilitate problematica din județul dumneavoastră, acționați prompt și profesionist când situația o cere, comunicați eficient cu publicul și construiți o relație de încredere cu celelalte autorități ale statului. Nu lăsați garda jos, pentru că un singur moment de vulnerabilitate poate avea efecte nefaste asupra activității dumneavoastră și mai ales asupra comunităților pe care aveți obligația să le protejați. Am încredere că veți face față cu succes acestor noi provocări instituționale și profesionale. Situația pandemică reclamă în continuare o mobilizare exemplară în teritoriu și măsuri bine planificate și coordonate care să limiteze efectele pandemiei asupra cetățenilor și asupra sistemelor publice. O parte dintre dumneavoastră, cei care depuneți astăzi jurământul de investitură, este familiarizată cu sarcinile ce decurg din ocuparea unei funcții publice, dar și cu rigorile pe care le impune o astfel de funcție de reprezentare. Aveți de îndeplinit o misiune importantă pe plan local, care se traduce în acțiuni responsabile, raportat la interesele comunităților și ale cetățenilor, atunci când acestea derivă din asumarea deplină a rolului constituțional ce vă revine. Aștept de la dumneavoastră implicare totală, o bună coordonare cu Ministerul Afacerilor Interne și reacții adecvate la situațiile cu care vă veți confrunta. Vă felicit pentru investirea în funcție și vă doresc mult succes în activitate. Mulțumesc!